Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-15 septembrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Cum v-am obișnuit, întâi vom începe cu energia voastră pentru perioada 1-15 septembrie 2020, a celor din Zodia Balanță. Energia celor din Zodia Balanță pentru perioada 1-15 septembrie 2020. 1-15 septembrie 2020, Zodia Balanță. Ok, vise, iluzii, supraviețuire, promisiuni false. Avem aici și un leu, poate aveți de-a face chiar cu un leu care vă face promisiuni false sau cu cineva, asta reprezintă și regele, mai mult pajul de bâte, care reprezintă promisiuni, vești false din partea cuiva, vise, iluzii, clar aici este vorba despre cineva care vă creează vise și iluzii, dar sunt false, sunt promisiuni, false promisiuni. Clar, aici avem promisiuni false. Este cineva care... Deci clar primiți niște vești. Dacă așteptați vești din partea cuiva, dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, este un paj, un simplu paj care vă creează iluzii. Visați la această persoană. Vă faceți iluzii că veți avea o relație de bun augur, că va exista ceva bun între voi, însă veștile pe care le primiți, ori primiți niște vești false... Unul la mână, mai poate să reprinde și acest lucru. O persoană vă dă niște vești false, care sunt niște minciuni. Să aveți foarte mare grijă în cine vă încredeți. Ori este vorba, poate fi și una și alta, despre cineva, nu neapărat care este într-o zodie de foc, dar este un paș de bâte, adică dă niște vești care sunt false și niște promisiuni false. O persoană care face asta pentru a supraviețui, poate pentru un scop financiar sau pentru... Faptul că persoana asta nu este capabilă să-și creeze propria viață, să-și creeze propria carieră, ca să spun așa. Sau poate are nevoie de anumite servicii din partea voastră. Ok. Haideți să vedem din tarot. Balanță. Perioada 1-15 septembrie 2020, evenimente importante, balanță, perioada 1-15 septembrie 2020, evenimente importante, dar aici mai văd un lucru, în ceea ce ține de carieră, mulți dintre voi în această perioadă vă cam descurcați, ca să spun așa, poate cu un picuț cam greu. Dar aveți grijă în cineva care vă tot promite niște lucruri false. Pentru că sunt niște promisiuni false aici, vă creează vise și iluzii despre o carieră anume. Încearcă să vă inducă în eroare. Poate voi știți mai bine despre ce este vorba. În începerea, poate să investiți o sumă de bani, să aveți foarte mare grijă, în ceva ce este de fapt, ce nu există. Cineva o face pentru supraviețuire. Balanță, perioada... 1-15 septembrie. Ok. Mulți dintre voi manifestați, în primul rând, foarte multă vindecare în această perioadă. Aveți nevoie de o pauză. Vă rugați foarte mult ca lucrurile să meargă bine din nou în viața voastră. Mulți dintre voi aveți o pauză atât de mare de când nu mai lucrați sau de când nu mai aveți un job stabil sau poate din contră ați manifestat foarte multă activitate și asta v-a obosit foarte tare. Sunt mesaje diferite. Mulți dintre voi văd că nu vă puteți odihni datorită faptului că vă tot gândiți la partea de muncă, partea de carieră. Ce, cum să fac și cu ce să încep. Ok, da, clar aici este parte de carieră.
aveți foarte multe conflicte, sunt foarte multe persoane implicate. Dacă aveți un job, poate mulți dintre voi aveți o firmă și practic aveți conflicte cu asociați, asociat, asociată sau chiar dacă este un simplu job, aveți conflicte în permanență cu celelalte persoane din jobul dumneavoastră și ați obosit să manifestați, ca să spun așa, faptul că sunteți persoane corecte, ați obosit să faceți lucrul ăsta. Aici văd dacă este vorba de carieră și o persoană într-o poziție destul de înaltă, un șef sau o șefă, care ascultă cumva de conflictele, de bârfele celorlalți și cumva vă vă face să păreți ca și cum mințiți sau ca și cum nu sunteți sinceri. Și atunci cineva aici vine și vă face o promisiune falsă în a începe ceva nou pe partea de carieră, dar să nu credeți. Tot ce trebuie să faceți voi este să aveți încredere în voi, pentru că voi, dacă sunteți în situația asta, aveți dovezile necesare că sunteți sinceri și că n-ați greșit cu nimic, iar persoanele astea sunt niște persoane care în permanență se simt în concurență cu voi, ceea ce voi nu faceți concurență cu nimeni, nu faceți competiție cu nimeni, voi vreți să vă vedeți de treaba voastră. Mulți dintre voi care aveți o firmă, poate este faptul că persoanele din jurul vostru, chiar familia, poate este foarte invidioasă pe voi, vă creează tot timpul conflicte, bârfe despre voi, văd persoane care vorbesc pe la spate de voi foarte mult, iar asta va obosi foarte tare. Voi manifestați dorința de a fi liniștiți și de a fi lăsați în pace. Iar aici avem un împărat, dacă este vorba de dragoste, este Taur Berbec, dar avem și leu, poate fi și săgetător, cineva care încearcă să se impună foarte mult în fața voastră. Cineva aici vă controlează. Dacă este pe partea amoroasă, este o persoană care încearcă să vă controleze. Ok? Persoana asta dă cu pumnul masă și spune ultimul cuvânt. Iar chit că este soțul vostru, soția voastră, pentru că sexul nu contează în tarot, persoana asta vă dictează ce și cum să faceți. Iar voi sunteți persoane mai mult supuse. Și voi v-ați săturat de poziția în care poate mulți dintre voi, voi lucrați și aduceți acestei persoane și persoana asta este în continuare nemulțumită sau nemulțumită. Persoana asta își ține banii pentru el sau pentru ea, iar voi trebuie să duceți greul din casă. Este cineva care vă face promisiuni false, chit că sunteți despărțiți sau este o persoană care tot vine și revine în viața voastră sau este soțul sau soția voastră. Persoana asta nu este în ordine. Haideți să vedem clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță. Clar, voi sunteți foarte obosiți, da. Poate fi și cineva din Vărsător, mai văd. Poate fi și cineva din Gemeni. Aici văd și ceva care se încheie. Magicianul cu roata se întoarce roata, dar ceva se încheie. Se încheie o suferință de-a voastră foarte mare. Se încheie o suferință, exact. Avem 9 de pentacule și 6 de pentacule, exact ce am spus mai devreme. Voi ați dorit ca persoana asta să se comporte și nu numai din punct de vedere financiar, ci și ca și comportament, ca și acțiuni, să fie egală cu voi. Adică eu sunt bun cu tine, eu vorbesc frumos cu tine, eu încerc să reglementez lucrurile între noi, iar tu încerci să te impui crezându-te o mare vedetă sau crezându-te ceva mult mai presus decât mine. Ok? Și atunci voi v-ați săturat să fiți în poziția asta și vom face și clarificarea și încheiați situația, pentru că se încheie ceva aici. 3 de băte este o așteptare. Hai să aștept să văd dacă lucrurile se calmează. Hai să aștept. Poate mai aștept o perioadă, poate persoana asta se schimbă, poate într-un final voi avea succes să mi se împlinească, să dea Dumnezeu să se întâmple un miracol, ca totul să se schimbe între noi. Însă nu, persoana asta este o persoană care, din câte văd, este foarte greu să se schimbe și aici influența asupra persoanei voastre iubite și comportamentului acestui individ sau acestei individe este și 5 de bâte. Persoane din jurul lui, persoane din familia voastră, persoane din anturajul, persoane din anturajul persoanei voastre iubite, mulți oameni, un grup de oameni, de fapt,
Cineva care influențează persoana voastră iubită. Vreau să văd 9 de săbi pentru cei din zodia Balanță. Sănătatea voastră nu este una bună. Voi ați ajuns la epuizare. Poate mulți dintre voi aveți nevoie de ajutor medical, de analize, iar cineva nu este lângă voi absolut deloc. În loc să fie lângă voi, mai mult vă agravează situația. Mai mult vă agravează starea. Mai mult, toată lumea vine să se înfructe din pomul vostru de belșug, ca să spun așa, dar nimeni nu este lângă voi atunci când voi aveți probleme. Și atunci ceva se iluminează pentru voi și cred că deja s-a iluminat pentru că a fost. Deja am intrat în lună, în convexă, în creștere, în pești. Mâine va fi deja lună plină în pești. 2 și 3 septembrie, lună plină în pești, dar deja a fost în vărsător și deja v-ați iluminat în legătură cu acest individ, cu această situație, deja din 30-31 august. Deja a fost iluminarea pentru voi. Vreau să văd 9 de săbi. Da, voi aveți nevoie de recuperare, ok? Voi aveți nevoie să vă faceți bine vouă, singuri. Ați înțeles că ceilalți nu vă vor face bine sau persoana asta nu va veni să facă pentru voi nimic și atunci o să aveți claritatea și o să tăiați cu sabia tot ce nu este bun pentru voi. Poate aveți de-a face și cu un scorpion și atunci voi clar vă faceți curaj, ca să spun așa, să vă faceți vouă un bine, să vă aduceți soarele și să ieșiți din întunericul ăsta cu moartea și luna și la toată lumea o să spun că la cine îmi cade luna, clar este vorba despre lună plină în pești, 2 și 3 septembrie, evenimente importante, când luați decizia să ieșiți din starea asta de conflict. 5 de bute. Poate că cineva din zodia leu vă scoate din conflictul ăsta sau un scorpion. 5 de bute. Persoana voastră iubită mai are pe cineva în viața lui sau în viața ei. Persoana asta este o persoană foarte materialistă. Poate fi Taur, Fecioară, Capricorn, poate fi Rac, pe Scorpion. Însă, ce este cert este că persoana asta este în așteptare de o altă persoană pentru a se duce către persoana respectivă. Și probabil că ăsta este și conflictul dintre voi doi, pentru că v-ați săturat ca persoana asta să vă folosească, să nu fie decisă în ceea ce vă privește pe voi. Haideți să vedem împăratul. Împăratul este magicianul cu care am început etalarea. Împăratul, cel care v-a adus în starea în care sunteți acum. Împăratul. Da, împăratul este un simplu cavaler de bâte. Împăratul este 5 de pentacule, 4 de cupe și magicianul. Nu mai mă interesează ce manifesti. Manipularea ta nu mai are farmec. Nu te mai vreau. Te abandonez cum m-ai abandonat și tu pe mine. Pleacă de unde ai venit, pentru că asta face persoana asta mereu. Se suie pe căluțul lui și tot galopează de la voi la altă femeie sau de la voi la alt bărbat și tot așa. Și nu neapărat poate să fie decât o persoană în paralel, ci mai multe, dar nici una nu stă cu această persoană oricum. Ok, vreau să văd steaua. Steaua. Steaua este speranța voastră că veți avea un nou început. Și ce credeți, veți avea un nou început în dragoste. Dar odată ce plecați, veți avea asul de cupe, veți refuza să mai aveți de-a face cu acest individ și vă veți îndrepta grăbiți către un Taur, Fecioară, Capricorn sau către un Gemeni, Balanță, Vărsător cu un nou început pasional. Cu un as de cupe, ceva care va începe printr-o frumoasă prietenie, vreau să văd asul de cupe pentru cei din zodia Balanță.
Poate veți avea un nou început cu un săgetător. Deci vă spun din start. Poate chiar cu un săgetător sau poate chiar cu o balanță ca și voi. La prima vedere o să vi se pară... trebuie să mai explorez opțiunile, trebuie să văd, dar din toate opțiunile astea vă veți alege cu una care este cea mai adecvată pentru voi și care va aduce 10 de cupe. Ok? Pentru cei care sunt, aveți relații de la același sex, pentru că văd aici și trebuie să o spun, pentru că văd și o regină de monede și o regină de bâte, poate fi un săgetător și poate fi o fecioară, eu aici văd că... dar nu neapărat, poate fi oricare altă zodie, spun pentru cei care aveți relații de același sex și domn și doamne, eu văd aici că părăsiți pe cineva care de fapt vă mințea pentru că nu are această orientare sexuală și de fapt avea un soț sau o soție și găsiți pe cineva care, fără să vă așteptați, găsiți persoana asta într-o mulțime care se potrivește extraordinar de bine cu voi. Asta este valabil pentru cei care aveți relații cu același sex. Dar ceva foarte bine urmează pentru voi, să nu vă faceți nicio grijă, pentru că lucrurile se vor îndrepta în viața voastră și veți avea foarte mult noroc și veți trece, exact a sări pe jos, trebuia să sară pe jos în timp ce mă gândeam să clarific roata, care este șaptele de spade și anume se întoarce roata. Nu mai las pe nimeni să-și bată joc de mine, îmi văd propriile interese, propriile, tot ce am eu nevoie să fac pentru mine, să mă iubesc pe mine și nu mai vreau să am de-a face cu individul ăsta. Vreau 4 de săbii. Judecata. Asta face judecata divină pentru voi. Dacă simțiți nevoia să vă relaxați, simțiți nevoia și zilele astea sunteți mai... apatici sau mai nu sunteți atât de activi, să știți că asta este lucrarea divină pentru voi, ca voi să stați liniștiți și să puteți să treceți peste asta. Aveți nevoie de odihnă, 3 de bâte. Exact, ce spuneam? Ce spuneam? Survival fast promise. Pajul de bâte. Și anume... uitați cum s-a făcut lumina acum și cum se face întuneric. Asta nu înțeleg de ce se face întuneric. Ok. Deci, clar aici avem 3 de bâte, este clarificat de pajul de bâte. Să fiți foarte atenți, pentru că am început etalarea cu magicianul, da? Și aici s-a terminat cu magicianul care a fost, de fapt, împăratul clarificat de magician. 5 de monede, cavalerul de bâte și 4 de cupe. El vine și spune, sau ea vine și spune, persoana e, asta este, promisiuni false pentru supraviețuire, pentru parte financiară, pentru că este posibil pentru mulți dintre voi ca persoana asta să fi pierdut foarte mulți bani sau să fie o persoană care caută să fie întreținut sau întreținută. Și atunci persoana asta vine cu promisiuni false. E, vezi că am lăsat cealaltă relație pentru tine, hai că mă fac cu minte, hai că nu o să mai fac niciodată lucrurile astea, o să fiu persoana perfectă, ideală, etc., etc. Promisiuni false pentru supraviețuire. Să nu credeți în așa ceva. Ok. Și la baza etalării avem 4 de săbii. Aveți nevoie de această vindecare ca să vă repuneți în mișcare, să munciți din nou. Ieșiți din toxicitatea asta care în care ați stagnat de atâta timp, poate chiar cu un pești sau un capricorn pentru câțiva dintre voi, ieșiți, pentru că aveți nevoie să luați o decizie foarte importantă pentru viața voastră. Ok, atât am avut și pentru cei din Zodia Balanță, pentru perioada 1-15 septembrie 2020. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.